Sunt Alex Popescu și vă voi demonstra o rezolvare folosind metoda ZZVH. Primul pas este de a forma IO-line-ul și pentru a face acesta trebuie să identificăm muchile care trebuie orientate și muchile ce alcătuiesc linia în sine. Muchile ce trebuie orientate sunt acestea. Iar muchile ce alcătuiesc linia sunt acestea, pentru că rezolv cu albastru în față și alb jos. Voi începe prin a face un R' și un L. Și voi aduce această muchie în spate pentru a completa cele patru muchii, în timp ce o rezolv și pe aceasta. Voi aduce muchia aceasta în stratul din față, unde o voi orienta, înlocui cu o altă muchie neorientată și le voi orienta înapoi și voi repara linia 1 de 2. În acest moment, prima pereche este aici în spate, care poate fi adus împreună cu această muchie. Face un R', dar văd că aceste două piese sunt aproape rezolvate, pentru că voi continua într-un R și le voi insera în spate. Am văzut acest colț care este pregătit să fie inserat cu aceste două muchii și ultima pereche. COLL pentru a rezolva colțurile și IPLL pentru a permuta muchile.